studio astăzi împreună cu toată gașca de la Code Kids. Mi-e tare dor de copii pe care îi vedeam de fiecare dată când apucam să ajungem. Vă faceți aminte în vechiul normal când ne întâlneam față în față și mergeam în biblioteci și vedeam oameni și stăteam de poveste. Tot ce am putut să fac de data asta, două lucruri, v-am trimis niște premii, cred eu, foarte interesante. Ne-am uitat așa ce gadget-uri interesante avem pe acolo și încercăm să-i motivăm pe cei mai creativi, mai talentați, mai muncitori dintre cei care sunt alături de noi în aventura asta cu Code Kids, ca să facă și mai multe lucruri interesante. Sunt foarte bucuros că mi s-a potrivit mănușă. Nu am reușit să prind zborul de dimineață din cauza unei probleme de soft, dar în cele din urmă am ajuns undeva în Transilvania. Sunt în momentul ăsta la Cluj, într-un laborator. Chestia asta nu este o animație. Vreți să vă arăt ceva foarte tare? Fiți atenți. Ia uitați-vă. Ia uite că îmi ridic laptopul și dacă ține Wi-Fi, eu și eu cred că o să țină, o să vă fac cunoștință cu tehnologia prezentului, nu a viitorului. Sunteți atenți? Ăsta este Pepper. Hai, Pepper! Hai, Pepper! Ăsta e Pepper. How's the weather, Pepper? Se gândește. Aici Pepper este un robot colaborativ care poate fi programat. În spatele lui sunt niște roboți, se numesc coboți și ăștia fac cafele în momentul ăsta, cred că. Nu mai avem nevoie de secretare, de asistente care să ne facă cafele. Aici avem roboți care fac ei cafele. După cum vedeți, două brațe robotice. Nu știu dacă ați auzit, dar este o lipsă așa de mare de oameni în industria ospitalității că mai nou și restaurantele au început să angajeze roboți în bucătărie ca să gătească sau să ducă mâncarea la masă. Și uite, două brațe de genul ăsta pot să facă pizza non-stop și nu cer nici concediu și nici vacanță. Ce credeți? Care pizza e mai bună? Pizza aia care vine acum când vrei tu, făcută de un robot sau pizza făcută de un om care nu a venit astăzi la serviciu? Hm? Hai să ne gândim. Așadar, așa sunt coboți. Okay, I'll be quiet. Ok, I'll be quiet. Da, și-a dat seama că trebuie să tacă Pepper. Așa, aici am coboți, da? Și aici putem programa. Roboții ăștia, coboții ăștia nu știu să facă nimic, ăștia nu sunt deștepți, n-au creier. Ăștia trebuie să-i programeze cineva. Știm noi pe cineva suficient de deștept încât să programeze niște roboți? Pentru că mai avem și alții. Ăștia sunt Nao, sunt de la Aldebaran Robotics, ăștia sunt niște mici roboței care ei acum stau în picioare. Uitați-vă bine la ei, ăștia, roboții ăștia stau în picioare aici pe masă. Ia uite. Eu dacă încerc să-l mișc pe ăsta, el o să se întoarcă înapoi în echilibru și se uită după mine. Hei, Nao! Oare îmi răspunde astăzi? Hei, salut! Vezi? Mi-a făcut cu ochiul, amândoi. Ia uite. Și zi-mi tu o jucărie pe care o împingi și nu cade. Bine, ăsta mai și cade, dar este un robot, nu este foarte ieftin. Însă, eu nu sunt atât de fascinat de un robot cum e ăsta, cât mă fascinează roboții ăștia alții. Nu știu dacă ați auzit voi de roboții Cuca. Ați auzit de roboții Cuca? Ăsta este un robot industrial. Ăsta este viitorul muncii. Ăsta este un robot pe care îl găsiți în cele mai noi fabrici, cele mai noi uzine. Sunt roboții care asamblează automobile, frigidere, orice vă puteți imagina. Fac tot felul de chestii în alea așa, tot felul de piese mari și ăștia au și ăștia un defect. Ăștia nu cer concediu, nu iau pauză, n-au sindicat. Știți problema? Și toată lumea spune, vai, 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 dar ce o să facă oamenii? Păi vă spun eu ce o să facă oamenii. În loc să care chestii grele, să-i doare spinarea, o să-i programeze pe ăștia. Avem nevoie de programatori și într-un laborator de genul ăsta trebuie cineva să programeze alți doi roboți. Aici avem și încă o chestie cu... ăsta este un... Asta este încă o chestie cu ventilatoare, dar nu știu, trebuie să mă învețe cineva ce e, că nu le știu chiar pe toate. Aici mai sunt niște roboți mici, aici mai am încă un cobot și aici mai am încă unul. Asta, spre exemplu, eu îmi doresc unul din ăsta să-l aduc la mine în studio și să-l învăț să-mi filmeze toate produsele, să-mi pun telefonul pe masă și să fac așa în jurul lui toate cadrele alea drăguțe. Poate mă ajute cineva să-l programez și pe el. Foarte tare, nu? Pentru că acolo sunt calculatoarele de unde se pot programa toți roboții ăștia. Asta este un centru de cercetare și de dezvoltare finanțat cu fonduri europene care se întâmplă aici. Eu nu vreau să-i fac reclamă, eu doar vă arăt ce chestii apar, unde e nevoie de oameni deștepți care să vină să lege firele între chestiile astea, că roboții nu știu să lege încă firele între aparatele astea și să programeze butoanele astea, să facă sisteme de smart home, să verifice calitatea aerului și după aceea să vadă cât e lumină și după aceea să pună toată informația pe un ecran și toate chestiile astea să meargă între ele, una cu cealaltă, ca să se aprindă becul ăsta. Deci cineva trebuie să programeze ceva dincolo. Dar putem să începem și cu jucării de genul ăsta. Aici sunt niște mici roboței care se asamblează ca niște jucării. Și putem să începem cu ăștia la școală. Câți dintre voi aveți la școală roboți care se asamblează de genul ăsta? Ar trebui să avem. Ar trebui să avem genul ăsta de jucării peste tot. Și locurile de felul ăsta apar. Și hai să vă spun care este skepsisul. Am vrut să vă iau un pic ochii cu roboții și cu toate tehnologiile astea SF.
Pentru că ce vreau să înțelegeți este că viitorul muncii nu mai este ce a fost. Nu vă mai ascultați părinții că vă spun prostii. Nu trebuie să vă luați un job. Voi trebuie să fiți creativi. Trebuie să învățați programare ca să vă susțină imaginația. Pentru că în viitor, diferența între oamenii care vor fi bine și oamenii care nu vor fi bine, va fi că aia care sunt bine fac lucruri creative. Nu este doar o chestie în asta că să ne imaginăm și să visăm. Trebuie să ne imaginăm, să visăm, dar să și știm cum să punem în realitate, în concret, imaginația noastră. Și pentru asta trebuie să învățăm programare. Fie că te faci doctor, apropo, vin și doctori aici la laboratorul ăsta ca să învețe care e treaba cu robotica, pentru că în viitor nu o să mai opereze nimeni oamenii. Vin aici și oameni de la facultatea de construcții ca să printeze case. Dedesubt este un laborator unde se testează tot felul de piese de mobilier. Oamenii trebuie să vină și să programeze chestiile astea. Indiferent ce meserie îți poți imagina tu că o să ai, că o să cânți, că o să dansezi, că o să faci filme, că o să fii doctor, că o să vrei să faci sculpturi, piese de mobilier, automobile, orice, trebuie să știi un pic de programare. De-aia ne place CodeKids. Și de-aia eu cred că pe măsură ce bariera tehnologică, adică costul acestor tehnologii scade, apar tot mai multe locuri de genul ăsta, unde poți să vii să lucrezi cu roboții, poți să-ți imaginezi. Aici în România avem laboratoare unde poți să vii să-ți pui ideea ta în aplicare. Ce chestie, nu o să-ți vină să crezi. Pe măsură ce se mulțesc lucrurile astea, diferența între cei care vor reuși și cei care doar au un job, va fi că aia care reușesc au creativitate și își transformă creativitatea în ceva ce există. Nu doar în mintea lor, că degeaba ne imaginăm chestii. Noi suntem plante gânditoare, plante visătoare, dar eu cred că noi suntem ceea ce facem. Noi trebuie să facem chestii, că de-aia ne naștem pe pământul ăsta, nu doar ca să stăm și să gândim, să mai și facem lucruri, ca să lăsăm o moștenire, să mai dezvoltăm un pic, să mai reparăm planeta. Că uite, ne place nouă cu tot felul de mașini, să ne plimbăm, să facem lucruri, dar mai și poluăm. Deci sunt o mulțime de probleme de rezolvat și le putem rezolva cu ajutorul tehnologiei programării și cu toate uneltele astea minunate pe care oamenii le creează în permanență. Dar uneltele viitorului trebuie să le faceți voi. Ele nu există încă. De aceea apar genul ăsta de laboratoare. Laboratoarele astea sunt pline de obiecte care ele nu sunt folositoare pentru astăzi. Ele trebuie să fie o chestie care să te ajute să-ți faci tu viitorul tău, obiectul tău, imaginația ta. Și de-aia avem nevoie de imaginația voastră. Vrem să vă încurajăm să nu renunțați la visul vostru, să visați frumos, dar să vă gândiți că trebuie să puneți cumva imaginația aia în lumea concretă, nu în lumea reală. Da? Încerc să fac diferența asta, că lumea spune că există lumea virtuală și lumea reală. Nu, nu, nu. Asta pe care punem mâna este lumea concretă. Lumea virtuală este și ea reală. Și avem nevoie și de lucruri în lumea reală. De aceea există și un laborator aici de grafică, de animație, de 3D, de tot felul de lucruri de genul ăsta. Astea se fac cu oameni, se fac cu talent, dar și cu cunoștință. Și cunoștințele de genul ăsta, e o problemă cu ele. Nu se dobândesc. Nu te naști cu ele. Trebuie să le înveți, trebuie să ți le antrenezi. Sunt chestii care pur și simplu trebuie antrenate în fiecare zi. E ca un sport. Da? Dacă vrei să ajungi să fii cel mai bun, trebuie să te antrenezi constant. La fel e și cu astea. Și vă garantez, dacă vă rămâneți pe drumul ăsta și faceți lucrul ăsta cu pasiune, dar și cu perseverență, veți avea o viață minunată. Veți avea mai multe gadgeturi ca mine, veți călători în toată lumea și o să ajungeți chiar și pe Marte. Cred eu. Sper că v-am ațățat imaginația și sper să vă bucurați și de premiile pe care vi le-am trimis. Sunt foarte onorat să fiu alături de voi și să susțin tot ceea ce înseamnă CodeKids. Abia aștept să văd toate proiectele câștigătoare și mă bucur de fiecare dată când vin idei noi de la oameni mici. Mulțumim, mulțumim, George, CodeKids, alături de CodeKids de 3 ani, dacă am reținut bine, nu e așa? Un speech motivațional, ai dat multe motive pentru cei mici să se gândească la un job sau să creeze orice, orice, dar dacă ar fi să sintetizezi așa în trei cuvinte, ce îi sfătuiești pe copiii de astăzi, care au fost de ieri și de astăzi și care au lucrat la aceste proiecte minunate, am văzut și premiate o parte dintre ele? Trei cuvinte pentru ei. 1. Visează. 2. Creează. 3. Cu perseverență.